lucruri. Iată că și în acest an, înaintea Crăciunului, încercăm și Bunul Dumnezeu ne îngrădicește să reușim să continuăm acțiunea noastră, aceea care se dezvoltă sub titulatura Să nu-i uităm nici când pe cei mai triști ca noi. Și iată că nu mai știu la câtă ediție suntem, dar avem 15 ani, cred că, de când facem această acțiune și la Paște și la Crăciun. Bravo, mai practic. Da, știu. Păi, eram într-o discuție la buget zilele trecute și discutam cu niște colegi și am susținut niște amendamente, am susținut niște lucruri și unii dintre ei zice, bă, foarte bine, zis, foarte bine, mi-a plăcut, uite așa să mai zici, să mai faci. Dar zic, dar n-ai vrea să mai zici, să mai faci tu? Adică să mai facem și să zicem și mai mulți. Nu numai eu să fac și să zic. Hai, mai zici și tu, ia și mai zici și tu. Da, dar știi că eu nu pot să le dau așa bine, nu pot să... Las că le dau eu numai cât îmi înveți. Îmi înveți, doar n-ai venit aici să stai prost. Ai venit să te faci deștept, dar nu poți să faci deștept, de acasă. Așa și cu... Sigur că cu fiecare dinpreună, încercăm să facem lucrurile mai bune, mai fluide, mai deschise și mai desprijin pentru oameni. Și pe această cale vreau să mulțumesc colegilor mei din organizația PNL Roman. În primul rând, colegilor care au sprijinit, au sponsorizat această acțiune, pentru că a fost o acțiune destul de consistentă din punct de vedere financiar. Și alături de mine, de domnul primar, avem colegii noștri care s-au implicat, consilierii noștri, deci vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au făcut ca săptămâna dinaintea Crăciunului să fie un pic măcar mai frumoasă pentru dumneavoastră. Pentru că eu am un principiu că dacă ai, îi bine să ajut și pe altul să aibă. Încercăm să facem acest lucru atâta timp cât vom fi sănătoși și vom putea. Rămânem în continuare alături de Roman, alături de Romașcani. Probabil ați văzut și ieri pe Facebook ceea ce am declarat. Am reușit, dincolo de aprobarea bugetului României, adică în anul 2024 România va avea bugetul aprobat deja din 2023, am reușit pentru un amendament pe care l-am susținut la bugetul național, bugetul de stat, pe care eu l-am inițiat, să repartizez și să aduc de la bugetul de stat și 10 miliarde de lei pentru municipiul Roman, pentru reabilitarea bulevardului Smirodava cu toate rețelele edilitare de apă și canal. Tot zic că unic, poate facem prea puțin, dar i-ar fi aia care zic că noi facem prea puțin, să facă ei mai mult, că ei nu fac deloc. Adică aș mai fi vrut să văd și un alt parlamentar de Nean sau de Roman că aduce niște bani pentru municipiul Roman. Că din gură suntem buni toți, dar de treabă e mai greu, știți? Toate vacile au coarne, dar nu toate dau lapte. Și cam despre asta este vorba. Deci atâta timp cât reușim să facem lucruri pentru oameni, pentru romașcani, eu cred că și în fața oamenilor, dar și în fața lui Dumnezeu, reușim să ne ducem menirea și să îndeplinim unele lucruri. Întotdeauna este loc de mai bine și de mai mult. Dar încercăm să facem ce se poate, pentru că lumea, Europa, România trec prin momente grele. Venim după o suită de crize, criză pandemică, criză sanitară, criză energetică, criză socială, criză politică, crize economice, război la graniță cu Ucraina, război în Orientul Mijlociu, unde ați văzut că s-au implicat mai multe state, ce avem și acolo. Deci trăim într-o lume convulsivă, trăim într-o lume trepidantă, trăim într-o lume care se află într-o dinamică pe care nu ne-am dorit-o și aici, ținând cont că România e un popor așezat, credincios, eu cred că în continuare Maica Domnului și Bunul Dumnezeu va avea grijă de noi, să avem în primul rând pace. Și apoi sănătate. Și apoi de toate cele să putem trăi liniștiți noi cu familiile noastre. De aceea vreau să vă urez și dumneavoastră multă sănătate, bucurie, pace, liniște și împliniri, să fiți fericiți alături de cei dragi și să primiți, că mulți spun Crăciun fericit și am încheiat sărbătorile. Practic, esența acestei sărbători, Crăciunul e conjunctura.
Esența e nașterea Mântuitorului, cel care s-a născut pentru noi spre iertarea păcatelor. Asta este ideea de bază. Să nu uităm că s-a întâmplat la Moș Crăciun tot acest eveniment, care, iată, din păcate, este mai puțin pomenit decât Crăciunul. Crăciunul e conjuntura, esența este nașterea Mântuitorului. Lumina cea sfântă care a venit pentru noi, pentru mântuirea noastră, și să aveți binecuvântare în casă, în familie și în suflete. Doamne, așa! Păi eu zic că începem așa cât un pic, da? Și o să fac, da. Ok. Ivașcu, știți ce am rugăminte, dar era bun să nu mă rugăminte, mai apropi așa să strigați Ionica. Bodeachiti. Sănătate, pace, liniște. Doamne, cine? Bodeachiti. Neagul Marian. Muralul Ramona. Cine este pe așa? Neagul Deci, Marian. Doamne, Muralul Ramona. Nu e al Berju Emilia. Mergi mai departe. Ciocan Nelera. Poți doar de Ciocan. Ivanovic Elena. Da, da, ce nevoie. Doamne, ajută. Ivanovic Elena. Botescu Ioana. Cine? Nu este. Botescu. Am o rugăminte când v-au auzit strigat. Spuneți prezent, ca să știm să avem o coerență, să mișcăm repede. Da, Botescu. Doamna, Botescu. Banu Emilia. Nu este mai departe. Dar v-am rugat să spuneți prezent. Da, am dat să dau scaunul. A, scaunul nu o să-ți prezent. Cernescu Camelia. Da, intră. Apostol Ioan. Cernescu. Apostol Ioan. Sănătate. Să vă văd cu bine. Cine? Apostol Ioan. Apostol, da? Sănătate. Urmă și divin. Da? Ai divin Anișoara? Așa. Sănătate, sărbător cu bine. Amardei, Oana. Amardei. Deci și când mă le rog. Cotan, Valerica. Cotan. Da. Am vrut să strigați prezentul. Am vrut să strigați acolo. Da. Acum ați ochi și așa. Dar eu când se vină, pot era față nu sunt. Sănătate, sărbător cu bine. Cotan, Valerica. Cine? Cotan, Valerica. Da. Brăjdeanu Dorina. Prezentică. Sănătate. Sărbător. Drăghiceanu Ecaterina. Drăghiceanu. Prezent. Ecaterina. Cine? Ok. Ok. Încetul. Nu-i probleme. Cristian. Ioan Georgeta. Prezent. Ușor, ușor.
Bine, Ioan George, da? Da, 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 da. Nu, a întrebat. Da, doamna George. Da, să nu-i Miria. Da, nu-i Miria. Da, nu-i Miria. Nița Maria. Robu Niculina. Tănase Elena. Tănase Elena. Da. Lefter Constantin. Radu Andreea. Am înțeles. Steagul sus. Radu Andreea. Dinu Vasile. Ierimu Marian. Mulțumesc. Bobu Daniel. Blorț Mariana. Surugiu Corina. Pune-l peste celălalt. Suca Romeo Fertă. Darabani Irina. Ardeleanu Lucreția. Și Ghiercă Marius. Dascălu Victor. Dascălu Victor. Este? Ia doamnă. Sugarul Victor. Nu pe Șreduța. La mulți ani, toată lumea. La mulți ani, la mulți ani. Negrescu Constantin. Leacu Elena. Timofte Ana Alina. Dascălu Angelica. Imbrașcă Irina. Imbrașcă Irina. Imbrașcă Irina. Stai cu Elena. Stai cu Elena. Kirila Ana Simona. Macovei Neculai. Vine domnul Macovei acum. Domnul Macovei, da? Copaie Dragoș. Baciu Vasile. Botea Gabriel. Este, da? Cristea Vasile. Da. Cine? Rău v-ați băgat acolo. Bine că am învins peste și acum mai rămâneți mai la urmă. Stați și omul, stați bine. Drăgușanu Darius. Ca să termini strategii. Ignat Vasile. Ignat Vasile. Băiețel Minodora. Da. 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 Da.
Deci o venit din Camp Vasile, da? Păi, e țel din Odora? Întârzie, da? Maximin Elisabeta? Haideți! Faceți un pic loc. De Viu Liviu? Un pic aveți. Doamna Maximin, da? Da. Doamna a fost pentru? Cristian Vasile. Sănătate. Apostol Elena? Domnul? Apostol Elena, da? Botezul Elena? Am înțeles că a spus... Rotaru Ciprian? Călin Simona? Da. Călin Simona? Sfânt Angela?